Astăzi s-a desfășurat evenimentul mult așteptat de fanii reptilelor, o expoziție inedită consacrată dinozaurilor este găzduită de Circul din Chișinău. Figurile gigantice pot fi pipăite dacă ai destul curaj. La intrarea în circul de la Chișinău, oamenii au început să se adune cu mult înainte de deschiderea expoziției. Pentru a admira creaturile gigante, unele familii au parcurs și sute de kilometri. Am întâlnit oaspeți și de la sud și de la nord. Stas și Nastea au venit din Bălți. Vreau să vedem ce fel de dinozauri sunt, copiii tare iubesc. Și am văzut pe internet reclamă. Băițelul îi plac dinozaurii și mai mult special pentru el și-am venit. În plus, la intrare, oaspeții sunt întâmpinați de câteva reptile preistorice impresionante, dar ce este mai interesant abia urmează. Puteți intra doar cu o ștampilă pe mână, iar acest lucru vă permite să explorați parcul de dinozauri. La expoziție sunt expuse nu doar machete, dar sunt completate și cu atracții. Cei mai viteși vor putea să se plimbe pe un triceratops sau să facă cunoștințe cu un spinozaur. Признаться, очень боязно так близко подходить к такому зверю. Клыки, судя по всему, похожи на настоящие. Не знаю, как они выглядели в мезозойскую эру, когда динозавры эти царствовали, точнее спинозавры, так зовут этого гиганта. Во всяком случае, современные технологии позволяют их потрогать, пощупать, особенно тем, кто их не боится, и ощутить на себе всю их мощь. Figurinile sunt realizate din blocuri. Înainte de expoziție au fost adunate practic pe oase. Însă, dacă ar fi fost aduse în dimensiunea completă, jumătate nu s-ar fi încadrat în această încăpere. Unele reptile adulte au ajuns în realitate la 15 metri înălțime. În copilărie am avut dorința de a organiza o expoziție trecut, prezent, viitor. Una adevărată am reușit să o organizez la Chișinău. Acum este trecutul. Sunt 20 de exemplare. Dintre acestea, 13 sunt în interior, celelalte 7 sunt pe stradă, unde copiii le pot vedea gratuit. În parcul tematic cu dinozauri se regăsesc și monede specifice de 5, 10, 20 și 50 de dinici. Cursul curent față de leul moldovenesc, spre deosebire de dolar, este destul de acceptabil, unul la unul cu leul moldovenesc. Schimbăm lei pe dinici. 50 lei, 50 dinici și ei vă permit să cheltuiți acești dinici aici, să te plimbi cu dinozauri, să mergi la cinema. Programul filmelor în fiecare zi va fi diferit, dar toate, desigur, sunt despre dinozauri. Pentru iubitorii de reptile preistorice, organizatorii garantează o incursiune în istorie. Avem o mare plăcere, am vizionat și filmul. E foarte interesant, mai ales copiilor le-a plăcut foarte mult. Mi pare bine că se mai face ceva și la noi în țară pentru copii. Pentru copii este foarte entuziasmat. Le place tot tipul de dinozauri, ei că tare știu din istorie, încă știu, au idei de dinozauri, epocile. Și acum e entuziasmat de sunete mai mult, de vizualizarea lor tot. Practic e totul, pentru noi e plăcut și pentru bătăl mi-a plăcut. Expoziția de dinozauri, organizată în premieră în țara noastră, va dura până data de 1 decembrie, iar la 7 exponate din stradă puteți aruncați o privire gratuit.